Lasă mă pace. Unde te duci? Stai bă, afară să vorbim. Stai mă, Lipsa, să vorbim, mă. Stai mă, să vorbim, mă, de ce duci? Stai aici să vorbim. Tim, aveai de gând să spui? N-a zis clar. S-a jucat, mama, s-a jucat. Mă jur pe Ivan asta, că nu te-am înșelat decât cu aia atunci o singură dată. Nu te cred. Hai, Tim, mă vrei sau nu mă vrei? Ce treabă ai tu cu nevastă? Care-i nevastă, nu? Ți-am zis să nu ai încredere într-un bărbat însurat. Cu cine erai aici? De ce îl bate ăsta? Care-i nevastă sa? Nu, care-i Andreea? Păi nevastă sa, nu-i fimea? Tu e sora mea și de orice ai nevoie, eu te voi susține până la capăt, da? Ai zis că mă iubești. Păi mă iubești sau nu mă iubești până la urmă? Nu se poate, eu ceva cu fata aia, Nică, să-mi duci nici trucă ca să nu ai mare, nu se poate. Cum adică cu sora? Cu da, cu sora ta. Îți jur pe ce-am mai spus că nu o să te mai înșel niciodată. Îmi place că se uită lumea la noi. Sunt Ernest și vă invit să urmăriți o ediție emoționantă despre familie, minciună și trădare. Numai aici, la Ochii din Umbră. Răzbunarea nu este niciodată o soluție, oricât de mult rău ți-ar face aproapele tău. Dar haideți să vedem ce se întâmplă cu un bărbat care nu mai ține cont de familie sau de legăturile de sânge și îl interesează exclusiv doar binele său. Ernest pornește departe de capitala agitată pentru a rezolva un nou caz. Mai exact, se îndreaptă spre un sat din județul Teleorman, unde l-așteaptă familia Marin. Salut, băieți! La ce cald e! Ia, Marine! Nu fiu un ocaz? Domnul Ernest! Ochii din Umbră, canal de... S-aude cam greu că sunt pe acolo prin curte, prin spate și cu treburile toată ziua. A, uite ce casă frumoasă aveți. Da, și cu câtă muncă s-a făcut casa asta. Numai eu cu nevastă mea știu câte... Poftiți, poftiți. Bine ați venit, Ernest Gică. Francisc, bine v-am găsit. Haideți, băieți. Că de-aia v-am chemat, că avem și noi aici niște probleme. Eu, de felul meu, sunt în Alexandria, știți? Dar am lăsat acolo... să ne întâlnim în Alexandria. Păi da, dar acolo am lăsat apartamentul la copii. Am zis, mă, stați voi aici, că e aia. Și noi ne-am rătas aici la țară să am grijă de ăsta bătrân. Păi mai bine. Și între timp am făcut și noi casa asta aici, cu ce am putut și noi de atâția ani de zile. Și acum am zis să stau și eu liniștit, să-mi trăiesc bătrânețea liniștit aici. Sunteți bine, aveți de toate. Ca tot omul, na, că nu poți să stai la țară fără să crești. Taci, bă, din gură, bă. Taci, bă, că e lume bună pe aici, da? Hai, taci din gură, fii cu minte. Și am zis, am și o bătrânețe liniștită, dar asta că am ales prea de bătrânețea mea cu copiii ăștia, nu știu ce să mai cred. Poftiți, că am grădină aici. Lenuțu! Hai, băieți. Da, ei sunt veniți. Haide, vă-mi locoace, că a venit domnul Ernest în coace. Te dărâmă prunii de câte prune aveți. Avem de toate, mulțumim lui Dumnezeu. Poftiți, domnul Ernest, poftiți, vă rog. Poftiți, aici avem și noi de aleguri. Ce s-a putut pune? Sărut mâna, doamnă. Bine ați venit, că suntem foarte supărați. Pentru fica noastră, pentru Florentina și pentru soțul ei, pentru Bogdan. La ce probleme sunt, doamnă? A fost așa o schimbare. Deci la început a fost totul frumos. Ne-am înțeles bine, de-aia le-am și lăsat apartamentul acolo să fie singur, să aibă banii lor. Locuiesc în Alexandria? Da, le-am lăsat apartamentul acolo lor. Noi ne-am mutat aici, la țară. Am plecat cu ce a fost pe noi, atât am plecat de acolo. Și de la un timp a început să scârție niște treburi care nu ni se par cam ciudate. El tot timpul are nevoie de bani, care salariul are destul de bun, câștigă. Ba că a avut accident cu mașina, ba că s-a stricat mașina, ba că nu știu ce pe acolo, pe la servici.
Și nu știm care-i treaba. Noi nu avem decât eu 6 milioane și eu 6 milioane. Sunt 12 milioane, abia ne descurcăm. Și din ăștia căutăm să-i ajutăm și pe ei. Aici? Exact. Ei au peste 30 de milioane amândoi, dar nu știu ce fac cu banii. În privința mâncării nu și-au făcut probleme niciodată. Că de câte ori au venit, au plecat cu portbagajele pline. Le-am ce oferit fac cu banii? Au copil? Are pe nepotul meu Alex, care suntem topiți după el. Tot Alex. E o dulceață de copilaș. Un copil îți mănâncă din bani. Face tot posibil să fie bine și tot nu e bine. Noi avem aici un vecin care face navetă la Alexandria. Și într-o zi întâmplător, când ăsta s-a dus și el după să mai târguiască câte ceva prin oraș după acolo, l-a văzut pe Ginermiu. Era la o casă de-asta de pariuri. Sunt oameni care și-au pierdut case, sunt oameni care au rămas pe drumuri pentru că a venit au jucat la pariuri. Într-o seară a venit cu ochiul umflat, vânăt. Da, cu noi. Ce s-a întâmplat, nu știu. Aici l-am întrebat, măi Bogdane, zic, ce-i cu ochiul tău? A, păi să vezi că am alunecat pe niște scări și că am căzut și că m-am lovit. Păi și ce bănuiți de fapt? Bă, nu cumva ăsta. Doamne ferește să nu fi intrat cu cămătări de ăștia pe fir și zic să o fi împrumutat ceva dator, de la ăia. Da. Și acum el nu mai are de unde să-i dea, că dacă s-o juca cu, da, acolo cu pariurile astea, eu nu prea da mă pricep la ele. Florentina, ce vă spune? Nu ne ajungem. Păi cum, mama, nu te ajungi sunt cu bani? 30 de milioane, adică sunt niște bani. Da. Domnule Ernest, cum să nu fie? Ăștia sunt bani care... Ce nu faci cu banii ăștia într-o lună? De când am plecat noi să-și cumpere mobil, dacă o mobilă și-a cumpărat la asta. Atât în sufragerie acolo. Dar încolo nu și-a cumpărat. Dar acum am lăsat noi apartamentul, așa este. Nu l-ați luat la bani mărunți pe băiatul ăsta să... Eu am încercat să cam tramițel de limbă să vedem. I-am zis, mă, Bogdane, tată, uite... Hai să bem și noi un pahar. Cu alea care au un pahar, îți mai dai drumul la limbă, zi, poate reușesc să... Domne, știe să se ascundă. Și noi am zis așa, haide mă să-l chemăm pe domnul Ernest să vadă ce este și cum este, ca să știm și noi precis despre ce-i vorba și cum este treaba, și cum stă treaba. Și unde banii, ce face cu banii? Salut. Hei, salut. Ia spune, unde mă trimiți de data asta? Abia treabă în Alexandria, în oraș. Aha. A apelat la noi familia Marin. Tare supărați din cauza fiicei lor, Florentina. E căsătorită cu Bogdan, au împreună și un băiețel, dar se pare că nu prea se mai ajung cu banii. Asupra lui Bogdan planează următoarea suspiciune. Se pare că omul ar fi devenit un împătimit al pariurilor sportive. Să știi că asta e destul de grav. E o boală gravă. A fost văzut în mai multe ocazii de către diverse persoane intrând în cluburi din astea de pariuri sportive. Am înțeles. Vezi dacă aici se toacă banii care ar trebui să întrețină familia. Te țin la curent. Mulțumesc. Îngrijorarea soților Marin pentru fiica lor, Florentina, dar și suspiciunile de infidelitate la adresa ginerelui Bogdan ne provoacă să preluăm în data acest caz, așa că pornim imediat spre Alexandria. Ora 2:15. Detectivii observă că soțul Florentinei caută într-o geantă. Oare și-a amintit în plină noapte că a uitat ceva, iar acum vrea să verifice dacă este totul în regulă? Din câte vedem, caută în portofel. Oare a pierdut ceva? Ora 8:30. Bună dimineața! Ce faci, păi? Neața, iubirea mea, ce faci? Cum ai dormit? Foarte bine, tu ce faci? Bine. Văd, ai pus mai maimuțoi peste tot aici. Băi, treabă-l pe tu. Îmi pui și mie, te rog, o cafea. Da, iubire, imediat. Băiatul ce face? Încă doarme. Știi ce vreau să te rog? Ce? Să-mi dai, te rog, 50 de lei de la tine, că nu mai am de țigări, nu mai am de nimic astăzi. Ați mai bani deloc? Păi ți-am spus, am alimentat mașina, la benzinărie, nu mai am, am cumpărat apă. Ok. Nu înțeleg de ce am doar atâția bani în portofel, că doar vorba aceea. Ieri am cumpărat nimica toată, adică un kilogram de roșii,
niște brânză, o pampers și mai mult de 20-30 de lei nu. Și aveam totuși o hârtie de 100. Păi nu știu ce s-a întâmplat. Păi ce ai făcut? Păi nu știu, știu că am cumpărat. Caută bine, iubire, vezi să nu fie în buzunarele alea, că ai 10.000 de buzunare la geanta aia. Te uite-te și aici, ia vezi, ăsta, aici. Nu, acolo nu, uite, telefonul ăsta, uite, că nu este. Răstoarnă și caută aici. Aici sunt cheile, uite, că eu știu că le pune, sunt foarte ordonate când e vorba de geantă, deci pur și simplu nu sunt. Deci eu nu pierd bani niciodată. Hai, lasă, nu-i nimic dacă ai pierdut. Pentru da, 50 de lei stăm acum să ne începem. Păi da, și tu ce o să faci? Hai că mă descurc eu astăzi, o să vezi. E sigur? Sigur, 100%. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer. Nu știu, dar vreau să-i mai caut, dar nu știu, e ceva, nu știu. Încearcă să-i mai caut, iubire, poate scăzut undeva. Mă duc să-mi caut pantofii, da? Bine, iubire. Priviți cu atenție la această geantă în care caută Florentina. Este cea în care controla soțul ei azi noapte. Oh... Oare Bogdan i-a luat banii soției sale din portofel? Atunci de ce i-a mai cerut 50 de lei? Dacă el este cel care i-a luat banii? Cumva aplică vreo strategie pentru a induce soției o stare de confuzie? Ora 9 și 10 minute. Am plecat, iubire, te pup. O zi frumos. Asemenea și tine, hai. Vezi ce faci, da? Da, ai grijă ce faci. Te iubesc, pa. Și eu, pa, pa. Detectivii rămân pe urmele mașinii pe care soțul Florentinei o conduce. După 20 de minute, bărbatul intră într-o sală de pariuri sportive. Aha, așadar socrii lui știau bine că aici își toacă banii ginerele lor. Vă pot ajuta cu ceva? Mamă, cum să nu? V-ați gândit ce numere o să alegeți? O să bag numărul tău de telefon și poate să-i câștigător. Haide să nu exagerăm, sunt la locul de muncă, nu vreau să-mi pierd locul de muncă. La ce oră ești la muncă? Dacă vreau să împărțim câștigul. Deci vă pot ajuta? Cu o singură chestie, bag și eu numărul de telefon și dacă este câștigător... Numărul dumneavoastră de telefon? Nu, al dumneavoastră. Îmi cer scuze, dar... ai vrea doar să vă ajut. Ia loc! Sigur, nu vă supărați, domnișoara. Da, spuneți. Mă puteți ajuta și pe mine, vă rog frumos, cu o părere? Stați să termin cu domnul și apoi o să vin și la dumneavoastră. Bine, mulțumesc frumos. Cu multă plăcere. Hai, reveni la mine. De ce este Bogdan atât de atent la discuția acelui client cu acea angajată? Oare este deranjat că fata nu îl ajută și pe el să-și completeze biletul? Are cumva nevoie de un sfat? Fiindcă se vede clar că bărbatul nu joacă niciun bilet, nu completează nimic. După 30 de minute petrecute în sala de jocuri, Bogdan iese nervos și ajunge la mașină. Însă nu pornește nicăieri. Detectivii observă că este agitat. Oare așteaptă vreun client pentru o vizionare în această zonă? Fiind agent imobiliar, cu siguranță lucrează și pe teren. Ce faci, iubire? Ce faci, iubire? Ce-a fost fazele alea cu buretele? Stai un pic, ia mâna după mine. Doamne, deci nu cred că încep iar să-mi faci de-astea de gelozie. Păi rog, puțin, hai să mergem. Ce era cu moșul acolo, așa, cu gesturile alea pe tine acolo, să te vadă toată lumea, dar ți-e înțelușit. Hai să intrăm în mașină. Păi stai puțin, așa, spune și mie, când te potolești cu chestiile astea? Dar ce vrei să-ți fac? Cum adică ce vrei să-mi faci? Cu moșul ăla? Dar ai văzut că l-am respins. Cărunți, nu? Puiule, n-ai văzut că l-am respins. Ce se fac? Ai văzut că l-a Haide, respins? Hai să ne urcăm în mașină, nu vreau scandal. Nu vrei scandal acum? Totuși, în locul meu de... Bărbat, te hotărăști până la urmă? Doamne. Ce vrei să faci? Ce vrei să-i fac? E locul meu de muncă, totuși. E locul tău de muncă, da. Haide, hai, nu vreau să mă mai faci de râs pe aici. Doamne. Îmi pierd locul de muncă, haide, urcă-te. Hai că mă văd și colegii pe aici, mă văd de toată lumea. Ce faci, iubire? Cum adică iubire? Are o relație cu angajata casei de pariuri. Acum se explică de ce este furios, fiindcă a văzut-o pe iubita lui în compania acelui client. Oare soțul Florentinei merge să joace la pariuri sportive, fiindcă acolo lucrează amanta lui? Cumva folosește acest prilej pentru a-și masca idila extraconjugală? Nu mai fi supărat, că până la urmă tu ești de la care ești însurat. Și ăla nu mi-a făcut nimic, e doar un client, mai îmi lasă și mie mereu bacșiș. Nu-ți ajung banii care ți-i dai, tu vrei mai mult. Dar mi se pare normal să vreau mai mult și tu exagerezi cu supărările astea.
Până la urmă, ăsta e jobul meu, nu trebuie să te superi, nu am făcut nimic anormal. Da, așa e. Ai zis că mă iubești. Păi mă iubești sau nu mă iubești până la urmă? Păi te iubesc, da. Păi dacă mă iubești, măcar... Trebuie să-mi arăți și tu, nu să stai să te hlizești cu unul și cu altul. Da, asta nu înseamnă că nu te iubesc. Da. Tu dacă ești cu aia, înseamnă că nu mă iubești? Asta ar trebui să înțeleg? Hai că n-am intenționat să ne certăm. Doar că vreau să văd că înainte și în relația asta, nu vreau să rămânem pe loc. Tu trebuie să înțelegi că eu îmi doresc să fii doar a mea și atât. Să nu mai stai cu niciun bărbat în afară de mine. Să fii pur și simplu numai a mea. Păi sunt doar a ta. Păi cum ești doar a mea? Vrei să-ți arăt că ești doar a mea? Păi sunt doar a ta. Ora 18 și 20 de minute. Ce faci, mă? Bă, tu ești sigur că buretele ăsta aici stă? Ce că era cu bani, era cu astea ca de blocul pe Leșne, mă. Ăștia țin vaca la geam aici. Hai bine, dacă e sigur, vezi să nu mă faci de pe aici. Bine, hai, salut. Despre ce vorbește soțul nostru? Oameni cu bani. Să nu mă faci de râs. Ce vrea să spună și ce caută în această zonă? Ia stai mă puțin. Ce? Ia stai tu. Ce treabă ai tu cu nevastă? Care nevastă, domn? Nu, dar nu știu mă... care e. Păi, Andreea, mă, de la pariuri, Andreea. Păi, am este singură. Cum adică să fiți? Așa ceva este inadmisibil. Cum adică acest biet om s-a dat la Andreea, nevasta lui? Pe soția lui o cheamă Florentina. Ce fin are acest om că amanta lui îi face ochi dulci? Acum fugi, nu? Fugi, nu? Acum nu mai fugi, nu mai fugi acum, nu? Nu mai fugi? Firea de buretele. Ce ești singură? Ce ești? Cum să fie, mă, singură? Ești singură, n-ai ce... Cu ceritorule, ce ești? Să urca pe mine și te-ai dau șpagă. Să da? Păi tu ce ești, mă, da? Gat? Chem poliția. Chem poliția. Poliția, au, au, au. Burete, ce ești? Chem poliția. Dă tu dacă te prind că te mai apropii de... De data asta, subiectul nostru a întrecut măsura și legea. Ora 13 și 45 de minute. Ce faci, mă? Îți place ce ai făcut? Băi, băiatule, tu ce crezi că fac eu acum? Eu de unde recuperez bani? Eu de unde fac bani să-mi plătesc chiria și toate alea? De ce ai rămas așa, te uiți la mine? De ce ai rămas așa? Tu nu vezi unde ai ajuns, ce ai ajuns? Facerea mea a venit și a depus plângere. M-a dat afară de la muncă, ce fac acum? De unde îmi plătesc eu chiria? Te-a dat afară de la muncă? De unde îți plătești chiria, nu? Nu ți-ajunge cât am ajutat, nu? Și cu chirie și cu tot, nu ți-ajunge, nu? O să mă ajut în continuare, o să stai să-mi plătești chirie, să-mi cumpăr haine, să-mi cumpăr tot ce... Tu știi ce era să fac eu? Era să-mi las nevasta și copilul pentru tine. Ai înțeles? Păi da. Și tu? Și tu ce faci? Asta e recompensa ta față de mine? Tu ai promis că o să te despar de soția ta, da? Eu am promis că să mă despar de soția mea dacă erai fair play și știai să mă iubești. Asta așteptam de la tine. Sormea. Cum adică sormea? Florentina are o soră? Părinții ei nu ne-au spus că mai au o fică, adică amanta lui Bogdan și sora Florentinei sunt una și aceeași persoană. Vai, ce tragedie să fie adevărat ceea ce am auzit. Îți găsești unul cu mulți bani să te ține pe tine pentru că iubirea mea nu ți-a fost de ajuns. Crezi că mă interesează banii tăi? Păi asta îmi dai de înțeles. Dacă te pipăi cu toți și așa, cu tot cartierul, mai un pipăi cu tot orașul. De ce vrei să-i fac? Deci ascultă-mă ce zic. Între noi se termină tot, gata. Totul m-a amenit pe mine că... Deci, nu mai, gata. M-am săturat și de tine și de toate fazele tale și de toți moșii tăi și amanții tăi. Ești chiar tu pe ist. Deci, chiar am ești terminat tu pe ist. Să nu crezi vreodată că tu îmi dai mie papu, ci nu-mi fac. Eu păi stau, da? M-am săturat de tine, gata. Deci m-am săturat. Am terminat. Este fenomenal. Am terminat. De cât timp are Bogdan o relație cu sora soției lui? Și cum se poate distruge o legătură de sânge din cauza unui bărbat? După discuția încinsă cu amanta lui, care mai nou îi este și cumnată, Bogdan ajunge acasă. Băi, nene, bă, hai să vezi așa ceva, ești nebun la cap. De ce e supărat? Spune-mi ce, ce-ai pățit? Aoleu. Hai, spune ce s-a întâmplat. Hai, calmează. Ce să se întâmple? M-a oprit poliția, bineînțeles, și ce crezi? ITP-ul la mașină era expirat. Și mi-a băgat amendă, 15 milioane, asta s-a întâmplat. Amendă? Ce mincinos! Care amendă? Care poliție și care ITP? Își bate joc de soția lui în ultimul hal.
Vorbește cu maica ta, da? Îi cer bani să ne plătim amenda. Tu stai joc de mine? Nu cumva este din nou la mijloc? Mama, nu, sigur, mama, asta mama, este, nu se dă normal, unde sunt banii? Unde tu nu înțelegi, banii? Mergi cu mine să plătim amenda. Nu este vorba despre aia, a fost o aventură, ce nu înțelegi eu pe tine? Bun, aduceți frică munte, naiba, să duc banii. Doamne. Ce se întâmplă? Vreau să știu ce mă se întâmplă. Mă jur că te iubesc. Nu, mă jur, nu cred. Mă jur pe viața mea că te iubesc. Ceva. Doamne, nu te deci cred, uite, nu te cred, vreau să divorțăm, gata, am terminat-o. Deci uite ce o să nu fac mai, pentru nu tine, vreau să mai aud, gata, am terminat. Am icoana, deci iubirea mea. Mă jur pe icoana asta că nu te-am înșelat decât cu aia atunci o singură dată. Nu a fost te o întâmplare. Cred, nu te deci cred. Deci a fost o întâmplare. Bun, atunci spune-mi ce se întâmplă cu banii, unde băi, sunt, unde se înțelegi. Duc. Spune. Nu poți să fie doar simple coincidențe. Ba, accident, acum spui că ai amendă, spune. Și acum spui să apelezi la părinții mei. Flori, tu mă iubești pe mine sau nu? Dacă nu te iubeam, nu stăteam cu tine? Atunci te rog te eu trebuie. Frumos. Te rog din suflet. Dar te întreb, tu mă iubești pe mine? Normal că te iubesc, că de-aia sunt aici cu tine, da? Deci bun. Te rog frumos, hai să... Ce mă văd? Hai să ne calmăm, da? Hai să ne păi împătăm. Eu încerc să te calmez pe tine, hai. Tu ai început să urli la mine și ai venit nervos. Deci știi că te iubesc mult de tot, da? Și vreau să ne împăcăm, da? Incredibil! Florentina știe că soțul ei are sau a avut o amantă. Dar oare femeia știe despre cine este vorba? Știe că propria ei soră îi este călăul căsniciei cu Bogdan?